cei trei leași. Împăratul simți că zilele îi erau numărate. Își adus aminte că încă nu luase hotărârea pe care dintre cei trei fii îl va lăsa urmașului la tron. Se gândi că fiii lui erau buni numai la un singur lucru: să nu facă nimic. Hotărâ prin urmare că îi va urma acela care se pricepe cel mai bine la nu face nimic. Își chemă fiii și întrebă care dintre ei este cel mai leneș. Eu sunt atât de leneș, spuse primul, că dacă înainte de culcare îmi cade ceva în ochi, mai bine nu dorm toată noaptea decât să mă obosesc să-l scot. Iar eu, spuse al doilea, dacă stau lângă foc și îmi cade vreo scânteie pe picior, nu mut piciorul pentru că ar fi prea obositor. Mai bine îl las să ardă. Iar eu sunt atât de leneș, se mândri al treilea, că dacă aș fi spânzurat și aș primi un cuțit cu care aș putea tăia ștreangul, mai bine aș rămâne spânzurat decât să mă obosesc să ridic mâna. O lene mai mare ca asta nu există pe lume. Tu îmi vei urma la tron, spuse împăratul celui de-al treilea, cel mai leneș fiu al lui. Tată, întrebară fii în cor, de ce vrei tu să lași urmaș la tron pe cel mai leneș? Pentru că poporul se va sătura odată de atâta lene și îl va atârna în ștreang. Vor alege apoi dintre ei pe cel mai vrednic și îl vor pune împărat. Și astfel poporul va avea conducătorul bun pe care îl merită, răspunse împăratul și plecă din sala tronului. Rămaseră fiii cu gura căscată și ochii bulbucați de mirare și de supărare că pierd tronul, după cele spuse de împărat. Vorba proverbului: leneșul se pricepe la trei lucruri: să mănânce, să doarmă și să se supere.